acest moment cultural deosebit prin care am vrut să aducem un clinos de recunoștință tuturor celor care au contribuit la sporirea renumelui și prestigiului unității noastre școlare. Suntem cu toții obosiți după o zi plină de evenimente. A fost un adevărat maraton astăzi, iar unii dintre noi ne-am întâlnit la câte 3-4 dintre acțiunile care au avut-o pe parcursul zilei de astăzi. Dar, cu toate acestea, ne facem în continuare datoria să celebrăm, așa cum se cuvine, acest moment aniversar unic. Mai spuneam la un moment dat că avem privilegiul de a fi cei care avem această ocazie deosebită de a marca momentul acesta istoric. Mulțumesc, Adriana, mulțumesc colegilor pentru ceea ce au realizat, pentru ceea ce prezentăm astăzi în fața dumneavoastră. Mulțumim și noi, domnului director, pentru deosebitele cuvinte adresate. Dându-ne acum un context aniversar, invităm în continuare doamna director adjunct, profesorul Milița Lăzărescu, să ia cuvântul. Ne va prezenta lansarea grandioasei monografiei a Colegiului Național de Toxicul Muzafi, intitulată Contribuții la istoria învățământului rădăcinar. Onoarea cu asistență, doamnelor, domnilor, dragi elevi, azi, la acest aniversar, într-o ambianță unică, creată de lucrările domnului profesor Roman Dimitrie, căruia îi mulțumim pentru bunăvoința de a ne îngădui prezența în acest colț de rai încărcat de monumentalitatea și spiritualitatea Bucovinei, filtrate prin sufletul domniei sale, voi transmite câteva gânduri despre monografia colegiului, care a fost publicată cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la înființarea instituției. Pentru început, aduc în atenția dumneavoastră cuvintele domnului director, profesor Puiu Arian, scrise pe prima pagină a acestei lucrări. Marcarea existenței celor 150 de ani în slujba comunității presupune și îmbină activități festive de rememorare, de comemorare, de aniversare, iar realizarea unei monografii în succesiunea celor realizate de-a lungul timpului este o datorie de onoare a celor care astăzi slujesc pe altarul educației rădăuțeni. Ne revine așadar o obligație morală de suflet față de toți aceia care, de-a lungul timpului, au contribuit la una dintre filele de istorie locală, istoria Liceului Eudoxiu Purmuzachi, și anume, evocarea acestora, profesori, elevi, evenimente și momente, într-o amplă lucrare monografică, care, adunând la un loc date și informații cu valoare istorică, dar și afectivă, va dăinui timpul. Este menirea noastră să nu uităm și să perpetuăm contribuții la devenirea comunității academice purmuzăchești, să evocăm nume care au contribuit la înființarea și dăinuirea școlii. Prezenta lucrare succede unei serii de apariții care au adus o contribuție esențială la cunoașterea istoriei școlii noastre. Amintesc în acest sens primele anuare care au fost publicate începând din anul 1911 de profesorul cărturar Leonida Bodnărescu, care a înființat biblioteca colegiului, donându-și propria colecție școlii, anuarul Liceului Purmuzachi, editat în câțiva ani succesivi, 1921-22 și 27-28, de directorul liceului, Emanuel Isopescu, compendiul istoriografic publicat în anul 1997 de o parte dintre profesorii liceului, în frunte cu directorul de atunci al instituției, domnul profesor Petru Beginariu, Luca Beginariu, Ștefan Botezat, Viorica Goreac și Marian Olaru, cu ocazia împlinirii a 125 de ani de la înființarea liceului, și seria de contribuții la istoria învățământului rădăuțean, îngrijită de domnul profesor dr. Marian Olaru, respectiv anuarele publicate în 2005 și 2006 și edițiile din 2008 și 2012 dedicate împlinirii a 135, respectiv a 140 de ani de la înființarea colegiului. Îi mulțumesc domnului Olaru pentru străduința de a continua această serie, sprijinul și atenta îndrumare care au constituit un imbold pe care l-am transmis mai departe colegilor și care s-a materializat în implicarea întregului colectiv profesoral și a unui părți din personalul didactic auxiliar în culegerea și organizarea datelor, redactarea articolelor și finalizarea lucrării. Editarea monografiei a fost posibilă datorită sprijinului acordat de Primăria Municipiului Rădăuți prin reprezentantul instituției, domnul primar Bogdan Loghin, și Consiliul Local
Mulțumim astfel administrației locale pentru susținerea financiară a acestui proiect și contribuția la consolidarea și dezvoltarea comunității educaționale Rădăuțeni. Deși lucrarea are ca nucleu temporar perioada 2012-2022, în funcție de subiectele abordate și din dorința de a completa, actualiza, evidenția contribuțiile anterioare sau de a introduce noi aspecte, aceste repere constituie uneori limite permeabile care ne oferă un spațiu cronologic mai generos. Doresc să subliniez faptul că firul roșu al lucrării l-a constituit chiar deviza aniversării, 150 de ani de tradiție și performanță în educație, care ne-a oferit reperele esențiale pentru structurarea acesteia. Prezenta lucrare este un semn de dragoste și respect față de această instituție, de toți cei care au contribuit prin efortul lor la devenirea ei și invită cititorul să deschidă porțile trecutului chiar de la începutul ei, prin mesajele transmise de directorii școlii la acest aniversar, și să valorizeze tradiția, caliant care a oferit școlii noastre, armătura spirituală și morală pentru a izbândi în confruntările istorice, politice, culturale, existențiale pe care școala le-a avut de parcurs. Tradiția Ponte între generații oferă, prin articolele prezentate, contribuții la o istorie a învățământului Gimnaziul cel Mare din Rădăuț, Colegiul Național Eudoxiu Curmuzachi, Citadela Educației Rădăuțene, și repere ale activității manageriale desfășurate la Colegiul Național Eudoxiu Curmuzachi în perioada 2017-2022, o imagine a parcursului școlii noastre de la înființare și până în prezent, în care sunt surprinse toate raportările școlii față de lume în diferite perioade istorice, modul în care tradiția educațională s-a coagulat în timp și s-a constituit într-un tezaur care a ghidat devenirea școlii noastre de la înființare până în prezent. Portretele directorilor și ale profesorilor care și-au dedicat viața școlii în ultimii 20 de ani sunt puse la loc de cinste într-o galerie a contribuțiilor la dezvoltarea școlii, privite și obiectiv, prin prisma realizărilor și rezultatelor școlii, dar și prin oglinda magică a amintirilor filtrate de respectul față de cei care au condus această instituție și față de dascălii săi. Pentru noi, profesorii de azi, precursorii noștri nu au fost doar colegi, ci mentori, prieteni, confidenți, modele de raportare la viață și societate care ne-au oferit cu dăruire din experiența domniilor lor și ne-au inclus astfel într-o continuitate organică care ne obligă să ducem mai departe moștenirea primită, să ne autodepășim și să respectăm matricea fundamentală a colegiului, aceea lucrului bine făcut, care îi conferă valoare și trainicii. Au fost evocate astfel portretele ultimilor directori ai școlii, domnul Petru Meșinariu, domnul Gheorghe Corban, domnul Marian Olaru și al doamnei profesoare Carmen Andronache și a unui număr de 33 de colegi profesori. Țin să mulțumesc domnului profesor Olaru Marian, care a întocmit lista tuturor profesorilor care au activat la Colegiul Curmuzachi și ne-a pus-o la dispoziție spre actualizare. Secțiunea dedicată educației propune o incursiune într-o lume a spiritului tânăr și valorizează numeroase proiecte în care imaginația, frumosul, experiența, voluntariatul a devenit valori creatoare de energie, fiind consemnate acele proiecte educaționale care au devenit experiențe repetabile și s-au inserat organic în existența și cultura organizațională a școlii. Revista Mugur, Ecoșcoala, Clubul de Dezbatere, Cafe Francez, România Pitorească, Revistele Gama, Clubul de Știință, Identitate și Multiculturalitate în Bucovina, Școala de Vară Vasile Walter Olaru, ECTL, Campania Când Iubești Dăruiești, Examenele Cambridge, activitățile dedicate combaterii traficului de persoane, Atelierul Părinților și al Adolescenților, Campania Repere pentru Viață, Săptămâna Educației Globale, Cercul de Fizică Sirius, Ziua Internațională a Copilului, Educația Media, un mod de a fi, Erasmus o poartă spre Universal, Istoria Magistră Vite, Curmuzachi ascultă, înțelege, ajută și altele. O secțiune nouă care conferă personalitate lucrării este cea dedicată performanței școlare. Aceasta debutează cu lista absolvenților distinși din anul 1984 până în prezent cu titlul de șef de promoție și continuă cu trecerea în revista tuturor rezultatelor obținute de elevi și profesori pe care le-au condonat la olimpiadele și concursurile școlare obținute în perioada 2012-2022. Aceste liste oferă o imagine de ansamblu a efortului conjugat a tuturor factorilor educaționali în formarea tinerei generații.
Iar la final, ca în orice anual, sunt cuprinse listele absolvenților și ale profesorilor care s-au ocupat de formarea acestora, atât din învățământul liceal, secțiunea fiind completată și cu listele elevilor care au absolvit ciclul primar și gimnazial la Neologiu Muzachi, în perioada în care acesta a funcționat. În continuare, îi dau cuvântul domnului profesor Dr. Olan Mare, care a îndeplinit funcția de director al colegiului de două ori în istoria școlii și nu înainte de aceasta vreau să îi mulțumesc și colegii mele, Maria Epatov, împreună cu care am lucrat la această monografie, dar care, din anumite rațiuni, nu am vrut să fie trecută în colectivul de redacție. Da, mulțumesc. După ceea ce a spus dumneavoastră, vreau să vă zic că, într-un fel sau altul, instituțiile școlare cu deosebire au o personalitate a lor. Personalitatea instituțiilor școlare, în bună măsură, nu este dată neapărat de flash-ul dintr-un anumit moment, de secvența dintr-un anumit moment, deși și asta poate fi importantă. Aș vrea să vă amintesc Gracian Baltazar, cel care trăia pe vremea lui Velázquez, spunea că în fața minunii trebuie să ne mirăm mereu. Exercițiul acesta de mirare pentru descoperirea desăvârșirii din trecut trebuie să fie permanent. Să ne mirăm cum a fost posibil să se creeze un suflet al acestui liceu. Sufletul acestui liceu nu poate fi găsit numai pe holurile liceului și nu, el nu este eteric, așa putește în aia. El există pentru că de-a lungul vremii sute de dascări, am numărat noi vreo 645, dar să știți că numărul nu este complet. Eu, întâmplător, pregătind articolul pe care îl avem în cartea aceasta, am constatat că știm foarte puține despre secția română gimnazului cel mare de stat din Lădăuț, deschisă în anul școlar 1910-1911. Aș vrea să vă spun că am rămas surprins că încă la această oră comunitatea noastră educațională nu a reușit să recupereze cele 22 de anuare germane elaborate de la începutul liceului până în Marea Unire. Cele 22 de anuare elaborate în vremea profesorilor care conduceau la vremea aceea liceu, și anume Heinrich Clauser și Gabriel von Mohr. Și pentru că vorbim de von Mohr, lucruri interesante pot fi spuse. În istoria liceului au fost doi profesori care aveau titluri nobiliare. Este vorba de Gabriel von Mohr, pianist, și este vorba de von Tirol, a cărui casă se află undeva spre școala 5, urmașul său fiind profesorul de matematică de mai târziu, profesorul Galan. Sunt generații întregi de profesori care, într-un fel sau altul, se regăsesc în amintirile absolvenților. Vă îndemn să nu uitați să-i chemați la școală și pe cei care au absolvit școala acum 50 de ani, acum 40 de ani, acum 10 ani. Exista și sper să mai existe această tradiție a întâlnirii, pentru că de acolo am aflat foarte multe din informațiile pe care le găsiți în această carte. Cartea aceasta arată că, alături de Liceul Andrei Șaguna din Brașov, alături de Liceul Silvania din Zalău, alături de alte licee, să zicem, Frați Buzești din Craiova, sau Liceul Lazăr din București,
Sunt licee ca centenare care au acest orgoliu de a menține istoria prezentă în preocuparea tuturor. Au orgoliu de a publica anual anuare în care ceea ce s-a întâmplat mai important într-un an școlar se regăsește în paginile unei cărți sau unei fascicule care aminte. Așa a făcut Leonida Bodnărescu. Așa a făcut Emanuel Isopescu. Generația aceasta a curmuzăcheștilor a avut, ca să zic așa, privilegiul de a inaugura cea mai perenă revistă școlară, care este consemnată în istoria presei școlare editată la Berlin, și anume este vorba de revista Muguri, care este consemnată pentru versurile, pentru rândurile pe care le-au scris tinerii. Vreți să știți că cei care au realizat revista Muguri în 1924, de fapt nu ăsta e anul de început al revistei, așa, oficial e 1924, ea a început mult mai repede și a circulat sub formă de foi volante scrise de mână de către elevi în 1922. Au inaugurat un fenomen cultural. Elevii de la liceul acesta care s-a numit din 1918 Eudoxiu Gurmuzache făceau traduceri din clasicii germani în limba română, traduceri care sunt valabile și astăzi. Și vreau să vă spun că nu sunt mai prejos decât traduceri, să zicem, ale unor oameni autorizați. Scriau piese de teatru, făceau dezbateri pe teme de cultură, literatură și așa mai departe. Citiți poșta redacției de la Muguri. Am reușit să găsesc trei exemplare, trei numere diferite din revista Muguri, care se găsesc la Biblioteca Academiei Române. Noroc că au trimis acolo, apropo, domnilor profesori. Și anume că o revistă există și are o temporalitate determinată de preocuparea noastră de a îndeplini depozitul legal. Nu poți să existi peste timp doar prin prezent. Trebuie să existi prin forma materială care se cheamă Depozitul Conștiinței Naționale, Biblioteca Academiei sau Bibliotecile Universităților. În felul acesta putem să avem acces la trecut. De altfel, cartea pe care a realizat-o, coordonat-o doamna director adjunct, este de fapt un recurs la istorie. Chiar dacă se vorbește despre Hurmuzachi, ajută și nu știu cum. Chiar dacă se vorbește despre, să spunem, nu știu ce concursuri, ele în sine sunt importante pentru astăzi, dar vor fi mai importante mai târziu ca sursă de informație. Numai în felul acesta puteți să aveți legătură cu viitorul. Pentru că dacă nu există trecut, nu există nici viitor. Aceasta este lecția importantă pe care profesorii de la Eudoxiu Hurmuzachi v-au transmis-o prin exemplele pe care le-a citat aici doamna director. Și anume că au fost niște oameni care și-au donat biblioteca. Este vorba de profesorul Leonida Bodnărescu, care a donat ceea ce astăzi se cheamă Biblioteca Institutului Bucovina, 8.000 de exemplare, scuzați, de ziare și reviste, unele dintre ele unicat. Aș vrea să vă amintesc că există câteva care nu sunt nici măcar la Biblioteca Academiei. Este vorba de ziarul Patria din 1909-1910, de exemplu. Există colecțiile germane ale dicționarului enciclopedic Mayer, care nu se găsesc în altă parte, și multe alte lexicoane și cărți care pot fi invocate ca un gest de mărinimie din cel mai culit director pe care l-a avut liceul. Pentru că el în 1918 s-a nimerit să fie director, într-un moment în care s-a făcut unirea, iar profesorii de atunci i-au scris un la revedere, el scrisese de rămas bun, i-au scris un la revedere nu tocmai la înălțimea epocii, dar pentru că fusese mai filo-austriac
decât alții, avea să plătească această, să zicem, nu știu cum să-i spun, faptul că s-a aflat acolo într-un moment nepotrivit. Că a fost un bun român, ne-o dovedește faptul că a fost director la Storojineț, la liceul Ferdinand, și a avut, ca să spun așa, contribuții însemnate. Avea să desfășoare activitate extraordinară în perioada interbelică. Dar, vedeți, întâi mă surprinde contemporaneitatea. Când lucrurile care s-au întâmplat acum vreo 3, 4, 5 ani de zile sunt interpretate de contemporane. Oh, de un veac în urmă! Veacurile nu se numără așa cu anii sau temporalitatea pe care o folosesc unul dintre contemporani. Gândiți-vă că 150 de ani în istoria acestui liceu înseamnă puțin. Vreau să mă credeți. Gândiți-vă că există în București, în Brașov, există un liceu înființat în 1634. Gândiți-vă că în Zalău este Silvania, care are 300 de ani. Ce reprezintă 150 de ani pe lângă aceste secole de istorie? Gândiți-vă că unii dintre cei care au slujit acolo, de la Ian Fonterus și până la, eu știu, Șagun a poftit, au slujit la catedră sau împreună cu contemporanii lor, pentru ca astăzi să ne amintim opera lor generoasă. Să știți că o carte, vorba lui Agezi, este până la urmă nu numai produsul unui om sau unor oameni, este produsul epocii. Și numai în felul în care privim în oglindă această epocă, o putem înțelege. Dar să fiți siguri că o înțelegem la nivelul cunoștințelor pe care le avem. Dacă nu avem cum să comunicăm cu amerindieni, pentru că nu știm alfabetul lor, este numai vina noastră. Iată ce fericire pentru noi că Champollion a descoperit, nu, scrierea egipteană, ca să putem înțelege cine a fost Seti I, cine a fost Ramses, cine a fost Nefertiti și așa mai departe. Ei, bun, deci cu alte cuvinte, a avea codurile de înțelegere, semnele epocii pot să ne îmbogățească spiritual. Și închei prin a-i felicita pe autori, pe cei care au ostenit, pentru că este vorba chiar de o ostenire, având în vedere că, aș vrea să zic, prea mult pogromii există, suntem efemeri, dar efemeritatea aceasta, ca să o înfrângem, trebuie să fie zdrobită de gigantismul efortului și al inteligenței, pentru că numai în felul acesta putem să străbatem epocile. Gândiți-vă, sunteți contemporani cu Cicero, sunteți contemporani cu Solon sau cu Socrate, dar cu o singură condiție. Să-i fiți. Vă mulțumesc! Cu acest timp vin de seamă, dacă artiștii sunt pregătiți, vrem să pășim atent în sfera artei cu recitarul la piano, la Biserica 3.
întâlnește cuvântul. Literatura își croiește drumul către sufletele noastre. Așadar, vom continua împreună cu doamna profesor Beatrice Halim prin prezentarea publicației Mânguri. Bună ziua tuturor! Bine ați venit la această activitate omagiană. Sperăm să vă încântăm. Eu am misiunea de a prezenta și de a reprezenta totodată o activitate în cadrul colegiului cu tradiție, un proiect cu tradiție, și anume revista Mânguri. Mânguri este revista colegiului, Emanuel Dosu Brunuzachi, de aproape un secol. Ea a fost inițiată de elevii de la Liceul de Stat Eudoxiu Brunuzachi la o dată simbolică, 24 ianuarie 1924. Aflăm că aceasta este data oficială, dar undeva cu 2 ani înainte exista deja un foi manuscrise, o distribuire a cuvântului scris. Așadar, aceasta s-a născut în spiritul creator al unei generații intervenice de aur, sub inspirația tânărului poet carismatic Mihai Horod. Scopul revistei, așa cum e specificat în primul număr al revistei, a fost și este în continuare, cităm, de a face cunoscute talentele literare, mai mult sau mai puțin dezvoltate ale elevilor, publicând micile lor opere originale, traduceri din limbile franceză și germană, precum și informații de caracter literar și științific. Am încheiat citatul. Trecerea anilor surprinde transformări în paginile revistei. De la foi manuscrise, ale căror caligrafia ascundeau spiritul tânăr, uneori șovăienic, alteori temerar, până la formatul modern de astăzi, cu ediții bine legate și tipărite la o înaltă calitate, coroborat cu o grafică de excepție puse la dispoziția generațiilor de elevi din ce în ce mai competenți digital, dar și exigenți. Privind diacronic, apariția revistei nu a fost constantă. Astfel, existând mai multe intermitențe cauzate de evenimentele celui de-al doilea război mondial sau de instaurarea comunismului. Cu toate acestea, revista s-a bucurat încă de la începuturile ei de o bine meritată recunoaștere, atât în plan local, cât și la nivel național, primind un trecut titlul de cea mai bună revistă bucovineană interbelică, iar în ultimii ani primind titlul de laureat național în cadrul concursului național de reviste școlare și jurnalist, inclusiv în ultimul an școlar. Însă toate acestea nu ar fi realizate fără până mâna următoare a profesorilor coordonatori, care au avut menirea de a descoperi, de a potența talentul elevilor și de a etala cât mai sugestiv cu putință. Astfel, dintre profesorii coordonatori ai revistei de-a lungul anilor și etapelor, i-am venit pe domnul profesor Vasile Precu, Luca Bejenaru, Vasile Schipor, Iulian Florin Halim și domnul profesoare Carmen Andronache, Angela Stăcanin, Cristina Fimov și subsemnata. Activitatea de anul acesta, din jurul celor două numere ale revistei Mânguri, a presupus o atenție deosebită, datorită misiunii avute, de a marca cât mai inspirat împlinirea a 150 de ani de la înființarea Colegiului Național Eudoxiu Brunuzachi. Astfel, echipa de redacție, împreună cu profesorii coordonatori, au încercat să aducă o notă festivă revistei, atât la nivelul conținutului, prin articole tematice, cât și la nivelul design-ului, coperta apucându-se de inovații precum o cromatică animată. Cât despre cuprins, pe lângă cele trei mari lucruri și ce alcătuiesc tradițional revista, Mânguri de ieri, Mânguri de azi, din viața școlii, de anul trecut figurează și rubrica Mânguri Arhiv, unde sunt publicate articole ale gimnaziștilor. Însă, elementul surpriz de anul acesta constă în rubrica Interviurile cu Brunuzachi 150, care are drept invitați personalități notabile ale culturii naționale. Mai departe, dăm cuvântul unui alt coordonator al revistei. Am avut anul acesta interviul cu președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, teologul ortodox și profesorul Universității Facultății de Teologie din Sibiu, Constantin Epula, scriitoarea Simona Popescu și istoricul Adrian Cioreanu. Aceste interviuri au fost intermediate și realizate cu profesionaliști de redactorul șef al revistei Mânguri, Costin Țibui, din clasa a 12-a, absolvent al colegiului, absolvent actual al Facultății de Drept din Iași, dar urmează în paralel și o facultate în Germania. De altfel, am găsit potrivit să alăturăm liste de interviuri și un portret al tânărului intelectual, Costin Țibui,
urma de un interviu cu acesta, pentru că el reprezintă un model pentru tânăra generație, măcar să putem recunoașterea pe care a obținut-o la Plovna anul trecut și prin înjurecarea Marii Plin în cadrul concursului de discurs. Și dacă tot l-am menționat pe redactorul Cosmin Țugui, care din păcate nu poate fi astăzi cu noi, dar să fie bine, trebuie să nominalizăm și întreaga echipă de elevi care a făcut posibilă redactarea și editarea acestor noi numere ale reviste, respectiv Monica Nicolae. Îi invităm aici. Molea Maria. Cei care au contribuit la aceste numere. Lupancu Gabriela. Susinovici Adriana. Sârnaciu Matei. Ungurean Paul. Este foarte interesant. Este foarte important de specificat că redactorii revistei, deși nu sunt jurnaliști de profesie, ci simpli ele, într-o etapă de formare, îi dau dovadă de spirit critic în raport cu lumea în care trăiesc, dețin un simț estetic foarte rafinat și sunt doamne și le-aș explora potențialul creator. Sunt adeptul surprinzător pe felul mai multe. De asemenea, îi amintim pe profesorii coordonatori acestor numere, doamna profesor Stefan Necangela, subsemnatul Alicia și Alicia Atris, alături din care s-a făcut de rămâne, pentru că a fost o muncă de echipa întregii catedre. Și acum aș vrea să dau cuvântul doamnei profesor, coordonator Angela Sehlanek. Mulțumesc că suntem în continuare și copiii și noi într-un maraton adevărat. Eu ce aș putea să mai spun, pentru că ați înțeles de la colegii, tinerii noștri colegi, esența acestui parcurs, aș vrea să spun că în sfârșit sau altul suntem aici deja câteva generații de profesor coordonator, dar revista a rămas și este a elevilor. Și e foarte interesant că fiecare generație vine cu personalitatea ei, cumva, se coalizează într-o echipă ca aceasta pe care o vedeți, dar reușește să atragă acest potențial creativ al copiilor noștri, care este minunat. Probabil că o să mai vorbim, doar foarte scurt, cu timpul a crescut, să zic așa, acest ultim format, pentru că am simțit nevoia să ne legăm și de istorie, de aceea sunt muguri de odinioară și de altă dată, dar sunt muguri de ieri, sunt pentru absolvenții de curând, să zic așa, cu care ne conexăm și cu care am încercat o fel de comunitate în cadrul revistei și care cred că o legătură care se păstrează. Am deschis cumva calea comunicării între copiii care au reușit să performeze în mod special în domenii diverse, am încercat să-i aducem aproape de generația actuală. Sigur, rămânând un loc special pentru creația literară propriu-zisă, pentru articole de critică, de traducere, așa cum au fost cele de la început. Aș mai vrea să adaug că este domnul director Olaru aici. Cred că revista a crescut la un moment dat foarte bine, când, așa, într-un moment de inspirație, am reușit să avem un opțional, așa cum mi-am dorit să fie toate, transdisciplinar și cum sunt astăzi deja multe, dar atunci era mai greu. Și că atunci, în cadrul acestui opțional, încă o dată, era de media, de competențe, mass media, nu contează cum l-am numit. Și nu știu, puneam neapărat să formeze nici jurnaliști. Nu foarte puțin, dar câțiva au făcut și carieră, chiar adevărată. Avem redactori la ProTV, la televiziuni, mă rog, cunoscute, nu mai zic de radio, și Cluj și București. Dar nu asta vreau să spun. Vreau să spun că au venit aici, deși ne-am așteptat ca, eu știu, colaboratorii, redactorii să fie mai degrabă din partea claselor profil umanist. Ori revista s-a bazat foarte mult și pe elevii de la Real. Poate că era un refugiu, poate că era nevoia de manifestare și în zona aceasta, ca atare au exersat, au câștigat singuri și noi împreună cu ei,
experiență în a utiliza anumite programe, în a exploata și apoi exprima grafic, plastic, experiențele lor ca tineri frumoși cum sunt. Am avut întotdeauna aproape pe domnul profesor Roman și mai de curând pe Lina Ducra, pentru că încet, încet imaginile au fost doar ale colegilor și ale copiilor din școala noastră, indiferent de forma lor de realizare. Prin urmare, mulți dintre redactorii foști au ajuns redactori ai revistelor studențești, din facultățile unde au ajuns, de la informatică la matematică și așa mai departe. Adică, cred că tot un fel de pepinieră, să zic așa, a fost și revista noastră. Ne străduim, pentru că, vedeți, istoria ne obligă. N-am avut de ales cumva, ar trebui să mergem mai departe și să ducem această tradiție. Drept urmare, anul acesta un număr chiar aniversar din multe puncte de vedere, pe care îi fericit pe copii, pe cei tineri, pe toți colegii noștri și deja cred că am abuzat. Vă mulțumesc încă o dată. Vreau să vă spun că dacă revista aceasta a început sub formă de distribuită, cum spunea și domnul director Marian Olaru, pe hârtie scrisă de mână pe mână, momentan am trebuit să ne adaptăm noilor generații și chiar ne-au ajutat noile generații care sunt foarte bine ancorate în realitate și în tot ce înseamnă inovație, astfel încât seria de interviuri este însoțită de un cod QR, tehnologia ne ajută, și într-o simplă scanare se poate vedea interviul care a stat la baza ceea ce se găsește pe hârtie. Deci ne adaptăm epocilor. Revista, dacă doriți, se regăsește și pe site-ul liceului www.cnfurnizaitul.ro, la fel ca și celelalte reviste pe care le aveți aici, în format electronic pentru a le vizualiza. Mergem mai departe, așteptăm noile invenții. Poate noi nu vom mai fi redactori, dar vor fi alții, fiindcă sigur se vor fi alții care vor duce această revistă mai departe, niciodată nu se va opri, zic eu, dacă mergem de 100 de ani, vom merge și mai departe cu revista Mugur. Și vreau să mulțumesc Primăriei Rădăuți pentru sprijinul acordat. Vreau să mulțumesc, pentru că aceste reviste au reviste diferite, vreau să mulțumesc Asociației de Părinți, care ne-a ajutat din nou la tipărire, și vreau să mulțumesc și Cabinetul de Avocatură Traian Andronachi, care tot ne-a ajutat cu tipărirea unei serii de reviste color, care trebuie să le și trimitem celor care au apărut în revistă și, bineînțeles, cum spunea domnul Olaru, și la Biblioteca Academiei, ca să nu întrerupem tradiția. O așteptăm pe doamna Carmen Andronachi, director al liceului, să ne spună câteva cuvinte, fiindcă a dus această revistă mult timp și mai. Avea dreptate colega noastră, doamna profesoară Angela Sehnanic. E un maraton, dar un maraton frumos, un maraton cultural, la care, iată, participăm atâtea generații. Am terminat acum la celălalt partea aceea interesantă de comunicări științifice, deosebit de valoroase, și de aceea vă rog să ne scuzați puțin că am întârziat, dar darul ubicuității încă nu l-am descoperit, deși și latinii și-l doreau de atunci. În acest mediu extraordinar, în care, iată, aceste luminoase tablouri aparținând unui coleg de-al nostru, un profesor Roman, parcă aduce pace și spiritualitate, poezie și tradiție. Mie mi se pare deosebit acel portret al domniei sale în costum popular, pentru că, probabil,
probabil acolo e esența ființei sale, în acea puritate a tânărului care a plecat de acasă și a învățat și și-a desăvârșit chemarea. Deci în acest decor deosebit, sărbătorim mai departe cei 150 de ani prin rezultatele muncii noastre, prin rezultatele muncii acestui tânăr colectiv și, după mine, acest număr din mugurii de astăzi este cel mai bun. Pentru că s-a ridicat la un alt nivel, sunt acele interviuri deosebite cu niște personalități la care n-am avut acces până acum, n-am îndrăznit și poate n-am avut reporter pe măsură. Acest Cosmin Țugui s-a dovedit a fi în dialog un egal al personalităților intervievate. Îi prevăd un viitor strălucit. Și sigur, de la copertă și până la conținut, totul impresionează. Așa că, iată, celelalte reviste, n-am putut să le iau pe toate, dar uitați-vă că din 2004-2005, titlul de laureat, mulți redactori a avut această revistă și sigur că ne amintim de ei, mai ales mi-amintesc de o călătorie împreună cu domnul director Olaru, pentru că atunci nu era calculatorul să lucreze fiecare și doar să le aducă. Iată, aici era caseta în care se trecea titlul de laureat. Și ne-am dus la Suceava și am așteptat acolo la tipografie o grămadă de vreme până când am reușit să scoatem la termen revista ca să poată participa la concurs. Sunt amintiri prețioase pentru noi, pentru școală și de aceea eu vă felicit și consider că până la urmă, toți suntem, facem parte dintr-o mare, mare familie, că nu e o banalitate să spui asta. O fi puțin 150 de ani, da, așa, în eternitate, dar pentru viața noastră omenească, na, câte generații. Putem să socotim, nu? Că e vorba, cel puțin aici la noi, sunt familii întregi care și-au dat din moș strămoș copii la Burmuzache. Și nu și-au dat pentru că nu mai există alte școli, ci pentru că aici au învățat carte. De asemenea, acest minunat compendiu realizat în acest an în care eu nu știu cum ați reușit să adunați atâtea informații, pentru că, na, nu v-ați invitat la ultima perioadă doar, ci ați încercat să cuprindeți profesori și elevi din multe generații și cred că lucrul acesta bine făcut se datorează unui colectiv harnic care a pus osul din greu. Aici s-a muncit cu adevărat. Și știți, acum suntem poate așa după împlinirea visului, da? Da? A spus Iorga, nu? Acum suntem un pic obosiți, dar s-a făcut la timp, s-a făcut bine și până la urmă, colegiul își păstrează prestigiul. Și de aceea, eu fac o reverență și vă mulțumesc vouă, elevilor de astăzi și profesorilor de astăzi care duceți mai departe munca noastră, pentru că
o să înțelegeți mai târziu, când te retragi din școală, mă rog, te retragi, e un mod, așa, viața cere înnoire. Să știți că îți lipsește. Și școala vine peste tine în vis. În vis te trezești tână, te trezești lucrând la revistă, te trezești corectând caiete, te trezești îngrijorat că cine știe ce mai ai de făcut, ce mai ai de făcut, să compui subiectul, să... Adică nu se termină, știți? Voi să nu credeți că profesorii sunt așa niște funcționari. Nimeni nu este doar acel om care dă drumul unor informații care au rămas în creier de când a terminat facultatea. Nu? Profesorul este un om cu trăiri, cu sentimente, cu atașament față de locul acesta și nu ne putem înstrăina, nu ne putem rupe unii de alții. Ce? Chiar dacă eu am avut un necaz mare și le mulțumesc tuturor colegilor care au avut bunăvoință să-mi spună condoleanțe și, mă rog, au fost alături de mine, școala m-a ajutat. Școala m-a ajutat să-mi revin. Adică mi-am dat seama că totuși am o identitate, n-am rămas golită. Chiar sunt profesorul de odinioară. În aceste prime numere pe care le am eu aici, mi-a plăcut și m-a impresionat această poezie închinată doamnei Petruța, pe care Lorin Fortuna, cel care a fost unul din inițiatorii Revoluției Române și pe care la un moment dat, mă rog, considerau unii și alții un pic ciudat, i-a închinat o profesoare în sale de limba română. Cred că și voi, elevii de azi, închinați profesorilor voștri în gândul vostru asemenea amintiri. Iată ce spune. Doamnei Petruță, tu ce-a rămas în umbră ca o adâncă zare, mi-ai uns adolescența cu zâmbet și culoare. Ți-am conturat făptura cu crin și cu lumină și te-am purtat în suflet de-a pururea regină. Tu, cea care cu gândul m-ai însoțit departe și poate vei pătrunde chiar dincolo de moarte, un gând pe înserate cu dragoste stașter, de-a purul dirigintă în clasa de infern. Îți mulțumesc că harul te-a cununat cu minte și n-ai lăsat dulăii să sfâșie veșminte. De adolescent precoce, rătăcitor prin lungi, ca puțin atipic și atunci, atunci când primăvara se risipea în strunci. Rămâi așa, curată, în ochii tuturora, ca maica venerată a celui răstignit și te va scoate Domnul când îți va bate ora într-un sălaș albastru, acolo ne-a sfințit. Ne-am dorit cu toții să rămânem în sufletul elevilor noștri în această frumoasă, frumoasă lumină. Iar munca noastră să o cerceteze cei care urmează, care urmează, care urmează, că nu ne putem închipui că lucrurile se opresc aici. Vă felicit, dragi colegi, care ați muncit atât de greu și ați realizat lucruri atât de frumoase. Vă felicit, dragi elevi, pentru tot ceea ce faceți și pentru cumințenia asta de hurmozache, da? E o anume noblețe, se zice așa. Omul învățat are o noblețe pe chip. Vă aveți, știți? Atât. Revista elevilor, care ar vrea să auzim și câteva impresii ale celor care au lucrat asidu la realizarea acestor numere. Te rugăm, Maria Mălea. Încă din copilărie,
ieri, am privit cu o profundă admirație către acele persoane atât de curajoase și atât de talentate, care își puneau impresionantele creații la dispoziția cititorilor, dornici de informare și de cultivare, prin intermediul revistelor. Publicarea de articole în marile reviste însemna pentru mine o realitate desprinsă din alte lume, o lume a genialității, a performanței, a edinței. Înainte cu pași repede pe drumul de vieții, am devenit elevă a Colegiului Național Teodosiu Primul Zachi din Vădăluț. Loc în care nu puține vise au început să mi se confureze în forme ale realității și nu puține voci mi s-au deschis în calea, lărgindu-mi orizontul și purtându-mă prin minunată lumea cunoașterii. Nu întâmplător, revista Mugur reprezintă una dintre aceste ușe ale frumosului, revista care mi-a dat șansa și totodată curajul să o fac publice unele dintre creațiile mele sub formă de eseuri, comentarii și poezii. Dorința de a-mi regăsi aceste creații pe paginile revistei liceului nostru mi-a trezit și continuă să-mi trezească setea de a scrie, de a publica și de a-mi depăși în fiecare zi din interior. Am început așadar să pășesc ușor în acea lume fantastică despre care am vorbit la început, lume în care mă pierd în bucuria de înțelegere din cultură, din noi provocări și de șansa de a-mi da fiul liber imaginației și dorului de scris. Astfel, mi-a fost dat să ajung în echipa de redacție a revistei Mugur, loc în care am pătruns mult mai adânc în temele realizării unei reviste. Am înțeles așadar ce fel de muncă este necesară pentru astfel de realizare. Am observat cu câtă grijă și dedicare s-a ocupat de aceasta atât colegii mei de echipă, cât și domnii profesori coordonatori. Toți aceștia și-au asumat o mare responsabilitate, implicarea dumnealor aducând astfel rezultate excepționale. În vara anului 2022, revista Mugur a obținut titlul de laureat național în cadrul concursului național de reviste școlare și jurnalism, titlul care reflectă atât munca, implicarea și seriozitatea elevilor, profesorilor, coordonatori și echipei de redacție, cât și dragostea, grija și dedicarea cu care toți aceștia au legat atât de frumos paginile mari noastre reviste. Mulțumesc așadar domnilor profesori coordonatori, Hali Beatriz, Hali Iulian și Serhanie Cancela, pentru încă un vis împlinit prin șansa pe care mi-au dat-o de a publica în revista Mugur. Mulțumim pentru toată răbdarea și implicarea și sperăm ca revista Mugur să-și întindă ramurile peste cât mai multe generații. Mulțumim mult pentru cuvintele frumoase și ceea ce vorbeam și cu colega mai devreme, ceea ce ne-a arătat doamna Andronanchi, ceea ce ne-a arătat domnul Olaru, ceea ce arată domnul Roman sau domnul Crețu, că pot scoate școala, e profesorul din școală, dar niciodată școala din profesorul ăsta. Da, vă mulțumim pentru lucrurile. În final, dorim să aducem mulțumiri tuturor celor care au contribuit, într-o formă sau alta, la continuarea unei tradiții, împărtășind gânduri, emoții, trăiri, de la elevi, absolvenți, profesori, bibliotecari, directori, până la întreaga echipă de redacție, cu toții punând în joc toată priceperea și creativitatea pentru a oferi cititorilor materiale dintre cele mai diversificate, captivante, actuale, cu dorința de a insufla valori afective, morale, intelectuale, relevante în rândul tinerilor. Însă, istoria Mugurilor se împletește elegant și tainic cu istoria colegiului. De aceea, colectivul actual al redacției urează ani mulți buni rodnici colegiului nostru și să aibă mereu în conștiință misiunea providențială de a edifica spirite nobile, erudite, care să modeleze vremurile. Vă mulțumim pentru atenția acordată și, evident, vă invităm să citiți revista Mugur, revista elevilor. Vă mulțumim! Trecem cu pași repezi, de la cuvânt la artă, înlățuite prin maestrie și dedicare. Astfel, domnul Dimitrie Roman, cetățean de onoare al orașului, ne va introduce în secțiunea artistică, prin vernisajul expoziției Monumentalitate și Filosofie în viziunea unui pictor bucovinean. Onorată asistență, dragi foști colegi, expoziția care se află în acest nou spațiu cuprinde un număr de 41 de tablouri și dacă ar fi să le
așezăm pe temele care le-am încercat să le reprezint. În primul rând, tema credinței, a sacralității, cu aceste frumoase mănăstiri din Bucovina, cu salba de frumuseți, începând cu Voronețul, a cărei culoare azurie, albastru, rămâne o taină și un mister pentru foarte multă lume, continuând cu roșul de la Humor, venind mai aproape la Moldovița, galbenul care domină fondul picturilor de acolo, ajungând la Sucevița, unde verdele Marau este ca fond, context pentru toate picturile realizate la această mănăstire. Și bineînțeles, drumul continuă, ajungând la arbore, acolo este un alt verde tainic pe care foarte mulți încă nu au reușit să descopere materialul lian care a fost folosit de meșterii Dubrav, meșterii pictori de atunci. Aș vrea să vă spun legat de mănăstiri, că m-a preocupat în mod deosebit monumentalitatea, grandoarea, prestigiul, înălțimea. Și le-am conceput în așa fel încât am dorit să fac o legătură între pământ și cer, între teluric și celest. Și pentru aceasta, având în vedere că trei biserici de la trei mănăstiri foarte importante, și mă refer aici la Humor, mă refer la Arbore și la Biserica Mănăstirii Bogdana, sunt cu un acoperiș fără ture. Eu am încercat să folosesc în aceste lucrări pentru a spori monumentalitatea, înălțimea acestora, să profit de cele mai valoroase elemente de la mănăstirea respectivă pe care să le reprezint. N-am să le descriu pe toate, dar am să câteva, o să vă cer pe misiunea să vă spun câteva cuvinte. Iată, de exemplu, m-a impresionat și ne impresionează pe toți fresca de la Voroneț, judecata de acum. Este a doua capelă Sixtină a Iestului. Această frescă probabil că este contemporană sau aproape contemporană cu fresca marelui pictor italian Michelangelo Buonarroti, frescă expusă la Vatican. Această frescă, am încercat la această frescă să cobor din registrul celest, să cobor elementele în zilele noastre, pe pământ. Astfel încât, observați, este acolo undeva lucrarea, masa, tronul judecății la care Mântuitorul Iisus Hristos este înconjurat de Maica Domnului și de Sfântul Ioan Botezătorul și apostolii care stau pe scaune. Sub această masă este o masă a completului de judecată din zilele noastre. Iar cei osândiți pe care i-am reprezentat în partea de sus, de stânga și dreapta, se continuă cu cei care vor fi judecați și care sunt în cuși metalice, în cuși de fer, urmând să fie judecat. Am să trec la Sucevița.
de foarte multe ori merg la Suceviza, fiindcă acolo este o scenă religioasă extraordinară, nu mai are perete ca tematică, fiindcă mai sunt mănăstiri din țară care folosesc această scenă. Și anume, este vorba de scara lui Ion Primar. Scara virtuțelor, se mai numește și scara cerului, este o amplă reprezentare iconografică românească a credinței din țara noastră. Ceea ce am încercat eu să ne prezint în această lucrare este aspirația tuturor oamenilor, chiar din zilele noastre, de a urca cât mai sus și de a ajunge pe culmi cât mai înalte. Dar, din păcate, așa cum în scala de la Suceviza foarte mulți cad și în zilele noastre foarte mulți reușesc să pună piciorul pe o treaptă, două sau câte bacente a îndrăzmiinței lor. La umor. Am încercat la o biserică fără turle, am încercat să atașez un manuscris foarte, foarte important, și anume Tetra Evanghelierul de la Humor, care a stat foarte mult timp la Muzeul Mănăstirii Putna, imagine în care apare chipul voievodului Ștefan cel Mare, imagine care apoi va fi multiplicată și va rămâne în toate analele și în toate documentele noastre. Ștefan cel Mare, ținând în mână acea carte, acel manuscris, o prezintă Maicii Domnului, care stă pe un tron ținând pruncul în brațe. Și am să mă opresc cu Mănăstirea Moldovița, iarăși o perlă a frumuseților din Bucovina, acolo unde am valorificat o scenă, și anume tronul Etimasiei, care de fapt se referă la Sfânta Treime. De ce? Fiindcă l-am găsit într-o carte editată în limba franceză, foarte apreciată de către francezi. Și am realizat această scenă religioasă, tronul Etimasiei, pe peretele altarului, pe întreg peretele altarului bisericii. Și, bineînțeles, mărul de aur este un trofeu echivalent cu premiul Oscar în cinematografie, dar aici este în domeniul turismului, de către o societate de ziariști și scriitori gazetari din domeniul turismului. Acest trofeu a fost oferit Mănăstirii Moldovița în anul 1976. Ca să mă pot încadra în timpul care mi l-am propus, am să trec la o altă tematică pe care am abordat-o în lucrările mele, și anume tradițiile, miturile, legendele și simbolurile din Bucovina. Sunt mai multe lucrări, cele mai valoroase se află pe peretele acolo, și aici este vorba de simbolistica care se regăsește în arta populară din această zonă.
prin mitologia acestor ținuturi, casa tradițională din Bucovina, care are și o încărcătură de mister, care este inclusă între sacru și profan, are foarte multe simboluri și eu am să mă refer doar la câteva. Iată ciocărlane de pe coama acoperișurilor. Simbolizează legătura păsărilor dintre pământ și cer. Reprezintă în același timp un simbol al sufletului deslipit de trup. Și acestea sunt păsările care primesc această dare. Mai departe, aș vrea să vă spun că la marginile acoperișului sunt niște elemente realizate din lemn care se numesc bolturi, cu un vârf ascuțit spre cer. Acestea ancorează casa tradițională din Bucovina în universul cosmic. Iată câte legături sunt între elementele arhitecturale și din lasa populară din aceste frumoase ținuturi cu elementele supranaturale și cu elementele din mitologia acestor ținuturi. Bineînțeles că toate elementele de arhitectură, stâlpi de la gang, ușile, ferestrele, frontoanele, grinzile de la pod, toate sunt înfrumusețate, ornamentate cu elemente decorative, inspirate din portul popular, din cusăturile populare, tradiționale din Bucovina, și anume m-aș referi la motivul astral, soarele, reprezentat în mai multe ipostaje, ca un cerc, ca un punct, ca o morișcă, care se regăsește pe toate aceste elemente de construcție, de arhitectură tradițională. Apoi, în afară de motivele celeste, sunt motive antropomorfe și zoomorfe care populează toate realizările artistice din aceste zone, în această zonă. În sfârșit, aș vrea să vă spun că am în partea dreaptă patru lucrări. Este vorba de două balade, balada meșterului Manole și balada Fiorița. Și alte două lucrări inspirate din două novele ale unor mari scriitori români, Sărmanul Dionis din Mihai Eminescu și La Țigănci din Mircea Eliade. Sunt lucrări care ascund în interiorul lor o lume aparte, o anumită, au o temă filozofică specială. Iată, spre exemplu, Miorița este considerată filozofia folclorului românesc, conform căreia moartea nu este decât o nuntă cu principiul suprem, mândră că ea al lumii viață. Meșterul Manole, sacrificiul uriaș pe care îl face, zidându-și propria soție, este o altă lucrare cu același caracter și
un sacrificiu suprem, dar în domeniul credinței, este de la mănăstirea Arbore, unde Tărmanul Luca Arbore și cei doi fii ai săi, fără să fie judecați, au fost decapitați și m-a impresionat, este undeva lucrare aici, m-a impresionat foarte mult o scenă pe care eu am redat-o într-o altă viziune și asumea momentul în care se pregătesc mormintele pentru cele trei sicrie care se văd aproape de biserică. Iar chipul Tasmanului am încercat să-l conturez în pictura care este destul de degradată din cauza anumitor condiții la arbore și acoperișuri și am încercat să fac acest lucru. Am și aici încă trei lucrări, și anume o procesiune pe o diagonală, ca un caracter dramatic, sau spitalul de psihiatrie, unde, din păcate, sunt oameni care au anumite maladii fizice și care au poezia vieții lor. Onorată asistență, eu am să mă opresc aici cu expoziția și aș vrea să vă spun că am participat cu multă bucurie la acest eveniment al Colegiului Curmuzatului. Am participat și la 145 aniversare și ce să vă spun? Să vă doresc colegilor mai tine, colegilor cu care am conviețuit împreună, în continuare realizez pe măsura așteptărilor dumneavoastră de Comitet de Învățământ. Multă sănătate și Doamne ajută! Domnul profesor, ați putea să spuneți că expoziția este și dedicată unui eveniment la fel de fericit, nota de aur a dumneavoastră, 50 de ani de căsătorie. Acum să vă spun o realitate. De anul trecut, deci un an mai este de aniversarea colegiului, să știți că am fost solicitat să fac această expoziție prin cursul de 50 de ani din prima a Colegiului Național. Dar s-a întâmplat că în anul 1972, când am fost centenarul, m-am căsătorit. În anul 2022 am împlinit 50 de ani de la căsătorie și în felul acesta în continuare, ne vom îndrepta din nou atenția către pian și vom asculta recitalul interpretat de Ioan Ionescu Nic. Thank you.
concursuri și olimpiade școlare și secțiunea Cale cu Sport, să cuprindă multe articole de știință, fotografii de la activitățile desfășurate în cadrul colegiului, diplome de la concursurile și olimpiadele școlare. Revista este o revistă redactată de elevi pentru elevi, coordonată de profesor Strugariu Ciprian, Băieșu Aspazia, Floșcă Valentina, Țofei Gela și subsemnata, și având drept colaboratori, domnul profesor, Coajă Gabriela, Răsărescu Antoneta, Popovici Florin, Roșca Vasile, Ionescu Corina, Cornelescu Adrian și Chepa Mirela, prin întregul său conținut, revista Mucuri de Știință este o resursă științifică utilă tuturor celor interesați de știință și de aplicația ale științelor în viața cotidiană. Colectivul de redacție a fost format din 5 elevi de la profilul real, specializarea științei ale naturii. Ne dorim continuarea redactării revistei și în acesta școlar un colectiv de redacție îmbogățit și să adunăm în jurul nostru cât mai mulți elevi pasionați de biologie, fizică, chimie, matematică, informatică și astronomie. În final, menționez că versiunea electronică a revistei este oferită gratuit cititorilor, elevi, părinți, profesori, de conținutul articolului fiind disponibil prin publicarea versiunii PDF a revistei pe site-ul colegiului. Vă mulțumesc și invit în continuare doi dintre elevii din colectivul de redacție ca să prezinte conținutul acestei reviste. Parasca Mihai și Tablan Alexia. În anul școlar 2021-2022, cu ocazia sărbătoririi a 150 de ani de existență a liceului nostru, noi, un grup de 5 elevi de la profilul real, specializarea științele naturii, și alți colegi de-ai noștri din cadrul colegiului, coordonați de domnii profesori de științe, am redactat revista de știință pentru învățământul preuniversitar Mucuri de Știință, numerele 1 și 2, numere care au apărut după aceeași copertă în anul 2022. Colectivul de redacție a revistei a fost format din următorii elevi: Mihai Parasca, din clasa 11C, Alexia Tablan, Andra Văcaru, tot din clasa 11C, Petruța Bădeliță, din clasa 12C, Elena Doruță Coroamă, din clasa 12C, iar anul acesta ni s-au alăturat încă doi colegi, Sava Cosmin, din clasa 11C și Solovăstu Georgiana, din clasa 10C. Doamnele profesoare, Băieșu Aspazia și Strugariu Loredana, ne-au lansat tuturor provocarea de a propune un desen pentru revistă. Dintre toate desenele trimise de propunere, desenul meu a fost ales să reprezinte numele dat revistei. Logo-ul ales pentru coperta revistei Mucuri de Știință reprezintă un copac. Un copac ce simbolizează cunoașterea, fiecare ramură a acestuia fiind dedicată unei științe exacte, subiecte abordate de către elevii Colegiului Național Ioghiosul Muzac în cadrul revistei. Am ales să așez pe trunchiul copacului blazonul nobiliar al familiei Urmuzachii, deoarece acesta simbolizează liceul nostru, sugerând, astfel, ideea că, asemenea unui copac ce crește, elevii ajung pe băncile liceului încărcați cu ambiție și poftă de cunoaștere, iar sub îndrumarea profesorilor, aceștia ajung să se dezvolte și să părăsească liceul, precum mărul părăsește copacul, sub forma unei comori neprețuite, o promisiune a unui viitor plin de prosperitate. Odată cu numele și coperta stabilite, am început să culegem articolele de la colegii noștri, după cuprinsul stabilit de profesorii coordonatori. Revista și-a propus și își propune să capteze interesul elevilor pentru studiul științelor exacte, oferindu-le ocazia celor pasionați să se remarce prin publicarea unor lucrări originale, să lucreze împreună pentru a dezvolta subiecte interesante și să disemineze activitățile pe teme de științe aplicate care se desfășoară în cadrul colegiului. Lecturând această revistă, elevii cu înclinații spre matematică, fizică, chimie, biologie și informatică pot descoperi frumusețile materiilor exacte și a lumii înconjurătoare. Revista cuprinde secțiuni: biografii celebre, pagini de istoria științelor, articole științifice scrise de profesori și elevi, științe aplicate, științele și arta, concursuri și olimpiade școlare, evidențiind rezultatele deosebite ale elevilor, și se încheie cu secțiunea Caleidoscop. În prima secțiune, biografii celebre, doamna profesor Ionescu Corina a publicat articolul Eugen Botezat, un biolog de renume mondial, profesorul Eugen Botezat. Fost profesor la colegiul nostru, fiind considerat unul dintre inițiatorii Școlii Românești de Zoologie și Morfologie Animală,
și de asemenea unul dintre promotorii pentru protecția naturii. În aceeași secțiune au fost publicate articolele Costin Nenițescu, de Cozaciuc Ioana Ștefana, Parasca Mihai și Turliu Clara din clasa 11-a C. Costin Nenițescu este un apreciat chimist român, membru al Academiei Române și inginer, fiind unul dintre cei mai importanți fondatori al unor ramuri noi din România. A urmat articolul lui William Thompson, al Kelvinului Baron, scris de Molocin Zbiera Irina Elena, din clasa 11-a D, articol dedicat inginerului scoțian, matematician și fizician, ce a dezvoltat principiul al doilea al termodinamicii și care a analizat magnetismul și electricitatea pe baza matematicii. Continuarea a fost prin articolele scrise despre matematicianul Alan Turing, articolul Alan Turing, genul matematic aflat în căutarea mașinilor gânditoare, articolul scris de domnul profesor Dr. Popovici Florin George și încă unul despre același matematician scris de elevii din clasa 11-a. În secțiunea pagini de istoria științelor apar două apreciate articole scrise de Firon Luca din clasa 11-a, o scurtă istorie a armelor nucleare, și de Lihorov Adelina din clasa 12-a, medicina legală în epoca victoriană. Secțiunea articole științifice, cu primele articole științifice ale domnilor profesori, profesor dr. Boieșa Spazia, pancreina sau insulina, diferența, un premiu Nobel, Nicolae Constantin Paulescu, profesor dr. Cloșca Valentina, fizica acum 150 de ani, în perioada 1872-2022, și inegalități cu determinanți și entropia informațională, articol scris de profesor Strugariu Loredana și profesor Strugariu Ciprian. Secțiunea se continuă cu articolul Proiectul, mijloc de dezvoltare a creativității elevilor, scris de doamnele profesoare Lăzărescu Antoneta și Coajă Gabriel, și se încheie cu articolul despre istoria numărului pi al elevei Solovostru Georgiane din clasa 10-a C. Secțiunea științe aplicate, cuprinde articolele Matematica, muzica rațiunii de Bădeliță Petruța din clasa 12-a C, Infarctul, cauze și prevenție de Moisuc Irina din clasa 12-a C, asupra paradoxului Einstein-Podolz-Rosen, scris de Ciobanuc Ariadna, clasa 10-a E, Toxicii notorii, cianura, o travă care a făcut istorie, de Buru Ioana din clasa 12-a C, Râsul și beneficiile sale, studii medicale de vocalul Andra Gabriela, din clasa 11-a C, Ciocolata, drogul subconștientului sau plăcere nevinovată, de Coloma Elena Doruța, din clasa a 12-a C, Nouă lucruri neobișnuite despre corpul tău, de Bădeliță Petruța, Îmbrățișarea și vindecarea, de Molocea Anastasia, Curiozități despre scheletul uman, de asemenea de Molocea Anastasia, Armonia melodică din pahare, de Coroamă Elena Doruța, Curiozități din universul cotidian al chimiei, de asemenea de Coroamă Elena Doruța, Traumatisme ale ochiului, arsuri chimice și fizice, de Buru Ioana, Cum sunt influențate emoțiile de ceea ce mâncăm, de Bădeliță Petruța, toți cei enumerați fiind din clasa 12-a C. În secțiunea Științele și Arta apar desene ale elevei ungurean Paula Denisa din clasa 12-a C, Dia Sabina și Grihorova din aceeași clasă, și Naomi Țicaliuc din clasa a 10-a C. Tot aici apar prea frumoase versuri ale elevilor despre știința șternute pe hârtie, de Coroamă Elena Doruța din clasa 12-a C și Galan Teodora din clasa 12-a D. În secțiunea Concursuri și Olimpiade Școlare apar articole despre participări la Olimpiada Națională Gazeta Matematică, Mathematics Sans Frontières, Campurul Matematician, Concursul Național de Referate și Comunicări Științifice Ștefan Pocopiu, Concursul de Chimie, Academician Cristofor Simionescu, Concursul Online de Fizică, Chimie și Biologie Zircon și Olimpiada Națională de Biologie, articole redactate de elevii participanți și premiați la aceste concursuri. Secțiunea Caleidoscop încheie revista cu articolele Noaptea Cercetătorilor, Curiozitate la Superlativ, de Coroamă Doruța din clasa 12-a C, Apa în Științe, Literatură și Religie, de doamna profesoară Chelba Mirela Daniela, Mase Plastice, de Sfârnaciuc Andreea și Hagman Marinela din clasa 11-a B, Activități de Săptămâna de Educație în Informatică, de doamnele profesoare Coajă Gabriela și Lăzărescu Antoneta, despre Clubul de Științe Sirius, scris de Susnovici Adriana, clasa 12-a D, B, și se încheie cu două recenzii ale filmului artistic Omul care a cunoscut infinitul, scrise de Coroamă Elena Doruța din 12-C și Anesemnic Ioan din clasa 11-C. Finalul secțiunii este dedicat numărului pi, prin articolele despre ziua numărului pi la Colegiul Național Eudoxu Cumunzachi, scris de domnii profesori Strugariu Loredana și Strugariu Ciprian,
și continuați cu legătura dintre numărul pi și șirul lui Fibonacci, scris de Sava Cosmin în colaborare cu grecul Ana Maria din clasa 11C. Și prezența numărului pi în mediul înconjurător de Bondara și Emilia, Ignatiu Cristiana și Băcar Oanda din clasa 11C. Revista Mugur de Știință, numele 1 și 2, din 2022, a fost distinsă cu premiul întâi la etapa județeană a concursului național de reviste școlare, la secțiunea reviste științifice, făcându-se remarcată prin originalitate în elaborarea subiectelor, corectitudinea conținutului științific, prezentarea grafică și estetică, valoarea instructivă educativă a conținutului transmis și adecvarea problematicii la interesele și preocupările elevilor. În anul școlar 2022-2023, noi, colectivul de redacție, alături de profesorii coordonatori de științe, ne propunem să realizăm și să publicăm alte două numere ale acestei reviste, continuând să atragem tot mai mulți elevi spre publicarea unor articole despre subiectele lor favorite. În continuare, păstrând o notă științifică, îndreptăm discursul către doamna profesor Valentina Floșcă, care va prezenta revista Sirius. Mulțumesc, Adriana. Revista Sirius este, de asemenea, o revistă științifică și este mai fixată pe fizică și pe robotică, tot în domeniul științific, dar mai specifică fizicii și robotici. Revista Cunoașterii Științifice, așa este și numirea, este revista Cercului de Fizică, cu același nume, de la Colegiul Național Eudoxiu Brunzachi, cerc înființat în anul 2018, la inițiativa unor elevi pasionați de fizică, dornici să aprofundeze acel domeniu, precum Maria Donisan, primul președinte al Cercului Olimpic Național la Fizică, Gerasim Samuel, de asemenea Olimpic Național la Fizică, Negru Alexandru, la fel cu Beniamin, premiați și ei la olimpiade și concursuri din același domeniu. Aceștia au adunat în jurul lor alți elevi, cărora le-au trezit curiozitatea și astfel s-au creat condițiile înființării oficiale a Cercului de Fizică, sub întrubarea subsemnatei și a doamnei profesoare Chelba Mirela. Denumirea Cercului și a revistei a fost propunerea elevilor și am întrebat de ce Sirius. Justificarea lor a fost următoarea, citesc. Sirius este cea mai strălucitoare stea vizibilă cu ochiul liber pe cerul nocturn, iar preluarea numelui stelei exprimă dorința noastră de a fi văzuți, de a străluci, de a ne remarca prin lucruri cu totul ieșite din comun. Am încheiat citatul. Activitățile cercului sunt diverse. Prezentări a unor teme științifice de actualitate, realizarea de experimente inedite, dispozitive originale, introducere în domeniul roboticii, în urma unui parteneriat realizat cu Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, pregătirea pentru olimpiade și concursuri, prezentări de oportunități în carieră, organizate în colaborare cu absolvenții ai colegiului. Proiectele realizate în cadrul Cercului au fost apreciate la diverse competiții, precum Olimpiada de Creativitate Științifică, Concursul Național de Referate și Comunicări Științifice Ștefan Procopiu, Concursul Național de Fizică, Astronomie și Astrofizică Marin Dacian Mica, Noaptea Cercetătorilor, activitate la care echipaje formate din membrii Cercului de Fizică au participat în calitate de expozanți cu proiecte științifice proprii la edițiile din anii 2018, 2019 și 2022. Pentru a valorifica și mai mult frumoasele rezultate ale activităților desfășurate în cadrul Cercului de Fizică, precum și pentru a forma competențele necesare realizării unui articol științific, am propus și susținut cu tărie redactarea unei reviste științifice care să cuprindă aceste rezultate. Astfel, în aprilie 2020, în perioada învățământului în sistem online, a fost redactat primul număr al revistei Sirius, al cărui colectiv de redacție era format din următorii elevi. Ianitski Bogdan, coordonator, absolvent, actualmente este student la Universitatea Politehnică din Cluj, Antimov Vladimir, și el absolvent la Facultatea de Informatică din Iași, Cudla Radu, absolvent și el, este student actualmente la Universitatea Tehnică din München, Ingineria Aerospațială, Sofnovici Adriana, care încă este eleva noastră, Chiron Teodor, absolvent și el,
student la automatică și calculatoare în București, și conduc Andrei, tot la inginerie aerospațială în București. Colectivul de redacție al actualului număr al revistei este format din elevi Susnovici Adriana, Mihalescu Laura, Monica Nicolae, Boca Ioan Doru, Petruneac Antan și Tiran Teodor, care a contribuit la realizarea copertei, este absolvent. Vreau să menționez că actualul număr al revistei a fost apreciat și în cadrul concursului național de reviste școlare și jurnalistică, unde a obținut premiul 2 la faza județeană, secțiunea reviste științifice. În continuare, eleva Diana Susnovici, coordonatarea colectivului de redacție, va prezenta actualul număr. Ce schimbare pot face o mână de elevi cu 100 de pagini? Cum putem să vorbim de o schimbare adevărată dacă suntem doar niște tine? Sau aici vă spun că putem, că suntem importanți și că pasiunile și rezultatele noastre contează. Schimbarea se realizează întâi în noi. Întâi prin sufletul, mintea și vorbele noastre și de aceea există un club de științe serios. De aceea această instituție prestigioasă a investit în noi, în formarea noastră, deoarece chiar noi suntem viitoarele, ca de didactici, diplomați, doctori, avocați, academici, oameni de știință aici, împreună cu voi, suntem simbolul continuității și perseverenței a tot ce e frumos și adevărat. Voi completa cu câteva lucruri scurturi istoric prezentat de doamna profesoară. Pentru prima dată, într-o perioadă îndelungată, este înființat așadar un loc unde tinerii pasionați să schimbă opinii, teorii, păreri și să se dezvolte atât academic, cât și pe partea personal-socială. Clubul are încă de pe atunci câteva idealuri apreciate. El dorește să facă o schimbare în comunitate prin dezvoltarea individuală. Ia o inițiativă, o contribuție activă care are însemnătate chiar și 5 ani mai târziu. Oamenii care constituiau atunci micul club de fizică Sirius participă la concursuri, își duc misiunea mai departe și influențează 10 de elevi care trec prin liceu. Aceștia conduc o multitudine de întâlniri, discuții, extinzându-se odată cu concursurile diverse la care merg, precum nota cercetătorilor, cum am făcut eu, nume pe care le-am auzit pomenite cu mândrie și deschizând așadar ușa micii săli de clasă în care se reuneau atâția elevi, către numeroase subiecte din domeniul ale științei. Pe parcursul timpului, clubul se scindează într-o serie de ramuri legate între ele de valorile de bază ale participanților. Oameni, pasiune, dedicare. Latura roboticii se extinde mai presus de crearea unor simpli roboți. Întâlnirile ne pregătesc atât pentru munca școlară uzuală, cât și ca toate celelalte activități ale clubului, ne pun la dispoziție tot ce avem nevoie pentru a ne descoperi o pasiune ce poate fi monetizată, descoperită, explorată și care să pună bazele unui viitor de succes pentru oricare dintre noi. Doar prin dedicarea și curajul membrilor de a puteza să privească peste obstacole, activitatea clubului a putut continua și pe parcursul ultimilor ani ai voilor. Revista pe care o avem în față este în definitiv rezultatul unei comuniuni educaționale între câteva generații cu o viziune. Am ajuns acum la cel de-al doilea număr al revistei de fizică Sirius și suntem mândri să o aducem în față astăzi. E muncă, e dedicare și mult și mult timp și se merită întru totul. Toate acestea, munca, timpul dedicat, pasiune, toate temele, toate gândurile și toate discuțiile se concretizează mereu. Toate acestea constituie drumul anevoios pe care împreună l-am parcurs pentru a ajunge aici, în fața voastră. Cât despre structura revistei, ea conține 7 capitole, printre care Cercul de Fizică Sirius, unde apare o serie de articole legate și care descriu tematica a câtorva întâlniri ale cercului. Mai apoi, capitolul intitulat Curiozitate Științifică ocupă o vastă majoritate a revistei, trecând prin teme precum sustenabilitate, descoperire, experimente și știință contemporană. Avem și un capitol dedicat invenției și cercetării, unde strălucesc subiecte din area extinsă a științei, cum ar fi aplicații, fotografie, zbor. În final, capitolele care aduc în lumină rezultatele elevilor, premiile și meritele lor de-a lungul anilor și cel cu probleme propuse, concentrează esența științifică intelectuală a publicației. De ce există revista? De ce persistă dorința noastră de a scrie, de a căuta soluții? A învățat tot felul de noi abilități, de a construi ceva atât de însemnat pentru instituția noastră. Pentru că împreună cu ceilalți colegi ai redacției, am adunat toate cunoștințele, pasiunea și curiozitatea și am transformat-o în cuvinte, pagini și le-am materializat sub forma unei reviste, o manifestare a curajului, dorinței de schimbare și perseverenței. Vom continua tot în sfera publicațiilor, să ne îndreptăm atenția către area limbilor moderne, cu revista
reședința virtuală Constanța, ediția aniversară. Să invităm pe doamna profesoară Loredana Crăciu să spună câteva lucruri despre această revistă visionară. Noi am ales să venim cu echipa, poftiți băieți, cu câțiva membri ai echipei revistei noastre. În încheiere este revista Cross Times, proiectul nostru de 150 de ani de tradiție, educație și excelență, prin care am încercat să facem un alt tip de scriere împreună cu elevii noștri și pe care o veți putea vedea doar în format virtual. Adică o veți putea accesa pe internet și acolo veți citi articolele. Ceea ce a pornit anul trecut ca un proiect al clasei a 12-a B de matematică informatică intensivă engleză, ca un fel de cântec de lebădă al profilului Mateinfo intensiv engleză și am spus că să rămâne ceva deosebit făcut de ei. Și li s-au alăturat clasa 11-a de matematică informatică și câțiva elevi din clasa 10-a, tot de matematică informatică, care sperăm să ducă în continuare acest plan al nostru. Reunește diferite creații literare, diferite concepte ale tinerilor curmusăchești și o să o las pe Emilia Papomi, care este redactor, și apoi pe Samuel, care s-a ocupat de partea efectiv de realizare tehnică împreună cu ceilalți, să vă explice mai multe. Emilia? După cum a spus și doamna, noi suntem echipa CrossTimes și misiunea noastră a fost cea de a încerca să creăm un pod care sfidează orice lege a timpului prin timpului de unde și numele Cross Times, legând împreună trecutul, prezentul și viitorul. Printr-o gamă frumoasă de creație și în diferite limbi moderne, studiate în cadrul colegiului nostru. Aceasta dovedește cu adevărat faptul că, indiferent de vremurile în care ne aflăm, aceste limbi moderne ne unesc și ne apropie. Echipa de redacție este formată din Cârciu Tiberiu Teodor, Boteza Andrei Răzvan, Tiron Luca, Parasniuc Pascaniuc Lucas, Jurable Lucian, Lupăștean Denis, Pătruneac Ștefan Bogdan, Grămadă Pătruneac Samuel, Papomi Emilia, Calance Ingrid și Slevoa Cărteian. Iar echipa de supraveghetori, să-i numim așa, și coordonatori. Cârciu Manuela Loredana, Ciucu Mariana Vica, Mureanu Liviu Marcel, Anton Elena Iohana, Popovici Angelica și Cioban Andrei. Pe lângă aceștia, îi se alătură domnii profesori Cârtei Marinela, Haiura Paula Iuliana, Nanu Raluca, Pogorevici Ana Gabriela, Jurabile și Jurabile Răzvan. Emilia are mai multe emoții decât mine. Pe lângă faptul că revista include, evident, articole și creații literare, are și o secțiune de interviuri, pentru care îi mulțumim lui Bogdan. Interviuri cu diferiți actori internaționali. Ea are secțiunile de limba engleză, limba franceză, limba germană. Și acolo, coordonatorii acestor secțiuni, colegii de-ai noștri, au avut libertatea împreună cu echipa cu care au lucrat să aleagă secțiunile, modul în care fac selecția articolelor, grafica a fost adaptată în funcție de efectiv fiecare articol în parte și a fost o mică provocare pentru noi, mai ales la secțiunea de franceză despre care vă vorbim după aceea, doamna inspectare Ciucu Mariana. Samuel, tehnic vorbind. Împreună cu colegii din clasa 12-a B al Colegiului Național de Educație și Comunicații, am reușit să punem bazele revistei Atroscans în format digital. Revista este structurată în trei categorii reprezentative, zisurilor moderne, studiate de către elevi, studenți, absolvenți, dar și persoane care au în suflet valoarea
proiectelor și articolelor care sunt postate în cadrul revistei Cross Times, dar și categoriilor inferioare, cât și subdiviziuni. Fiecare din categorie de limbă îi corespunde numărate subdiviziuni ale expresiei, precum creativitate, interviuri, review, dar chiar și experiențe din călătoriile în afara României, prin diferite programe, precum Erasmus Plus, sau cât și individuale, anumite persoane care au călătorit în afara spațiului românesc și au vrut să împărtășească cu noi anumite detalii din spațiul de cultură. Am hotărât să construim această revistă în mod digital, nu numai pentru a provoca în modul tradițional descrierea articolelor, dar și pentru valorificarea calităților creative ale colegilor implicați. Eu personal am fost surprins de modul în care se poate coopera în cadrul unei reviste digitale, datorită cunoștințelor superioare, pot să spun așa, cât și datorită pregătirilor profesorilor, pregătirii oferite de profesori din cadrul profilurilor reale. Foarte mulți colegi de-a noastră, cât și operatori, colaboratori, să zic așa, au cunoștințe digitale și pot lucra într-o platformă mult mai eficient în ciuda unei reviste tradiționale în care un articol sau anumite expresii și idei se transmit într-un mod ierarhic până la redactor. Vă mulțumim foarte mult pentru atenție. Suntem nerăbdători ca să accesați linkul nostru. După cum a spus domnul profesor, nu avem ceva fizic. Am vrut cumva să revoluționăm modul în care se publică articole în spațiul școlar românesc, să spunem așa, și deși e prima, probabil că nu avem comparație și asta e și lucru bun și lucru rău, rămâne atitudinea dumneavoastră să ne oferiți feedback și în anul următor, probabil, colegi noi cu experiențe noi, vor posta pe acolo, vor duce mai departe acest proiect inedit. Pe colegul meu, domnul Marcel Unguran, să discute puțin despre abordarea pe care au avut-o cu limba franceză, deoarece eu m-am ocupat de limba engleză, evident. Nu dat asistență, nu se putea să spunem și noi două vorbe, cei de la limba franceză, pentru că noi suntem smeriți, dar vrem să se știe. Și cuvântul meu am putut de mulțumire și am să spun așa, că mai întâi și mai întâi, îi mulțumesc doamnei profesoare Stella Bailicenco pentru faptul că datorită ei am ajuns aici unde sunt în momentul de față și sunt tare mândru că sunt moștenitorul de drept al domniei sale din anul 2001 și îi slujesc la muzeac unde a fost și elev. Apoi trebuie să-i mulțumesc colegii mele, doamna profesoară Lorena Cârciu, pentru ideea pe care a avut-o ca noi cei de la franceză să scriem din revistă. Am zis, la ce să scriem noi, cum să scriem? Și mi-a dat ideea să invităm să scrie pe foștii noștri olimpici naționali la limba franceză. Și atunci am invitat, împreună cu doamna profesoară Mariana Ciupu-Ișoi, am invitat foștii laureați la Olimpiada Națională de Limba Franceză și nu numai, să scrie la revista noastră. Și se cuvine să le mulțumesc în ordine. Larisei Bodnar, care în momentul de față este asistent universitar la Facultatea de Litere a Universității din București. Mariani Ciucu Ilișoi, de eu, Mariana, să vin pe mine, care este tot olimpică națională la franceză, care a fost colegă cu noi la Bunuzachi, în calitate de profesor, acum este director adjunct al școlii numărul 4 din Suceava și proaspăt inspector de limba franceză și nu numai. Și m-a fost elev, nu? Și mi-a fost elev, da. A început, a vrut fi elevă și acum este inspectoare. Da. Așa că trebuie să am grijă cum îmi fac termene, pentru că urmează să fiu inspectat la limba franceză. În ordine, îi mulțumesc Mariei Simota, care în momentul de față este cu o bursă doctorală în Franța la Universitatea din Nantes. Îi mulțumesc Alexandrei Jolobai, care este studentă la litere la Universitatea Alexandru Ion Cuza din Iași.
le mulțumesc și viitorilor olimpici care au scris la secțiunea creație. În speță e vorba de Teodora Păslaru, de Mădălina Jurabe și de Aga Daria. Iar alături de actualii, mă rog, de viitorii olimpici, am pus și o compunere a doamnei Mariana Ciuclinișoi din perioada când era elev. Apare și la secțiunea articole de fond și la secțiunea creație. Vreau să vă spun că revista de limbi străine nu este pe teren Virgil, Lacul Muzachi, și că are o tradiție. Am în mână două numere din revista Confluențe, motiv pentru care am intitulat secțiunea, una din secțiunile la franceză, Confluențe. Și am aici 7 ani din viața colegiului Muzachi la limba franceză. Vă spun doar o istorie scurtă. Primul număr a apărut în 2007, după un sfat de taină cu domnul director Marian Olaru, care mi-a zis, ia să facem noi o revistă de limbi străine. Mai întâi a apărut un număr în limba franceză, care mie este foarte drag, după care, până în anul 2014, au apărut 7 numere ale revistei. Ce vreau să zic? Vreau să zic că revista a obținut premiul de laureat național 2 ani de zile, 2009 și 2010. Vreau să zic că îmi doresc ca actuala noastră revistă să se ridice la nivelul revistei Confluențe sau mai sus, în sensul că îi doresc să obțină cât mai multe premii și să scrie în paginile revistei personalități de talia lui Vasile Andru, de exemplu, sau să scriem noi despre personalități de talia lui Matei Viște. Încă o dată le mulțumesc tuturor celor care au scris la revistă și o rog pe inspectoarea mea de limba franceză să ne spună câteva cuvinte. Vă mulțumesc, domnule profesor. Bună seara. Bine v-am găsit. Vă mulțumesc frumos pentru invitație. Eu v-am făcut altceva decât să accept apelul la colaborare al domnului profesor Ungurean. Mi-a făcut o enormă surpriză să-mi spună că lucrează la o revistă, că resuscitează o revistă de limbi străine a școlii. Și mi-a adus aminte că printre manuscrisele mele la limba franceză de prin clasa 11-a, când mă pregăteam pentru olimpiadă, mai aveam o compunere care mi-era foarte dragă, se numește Furtună de Octombrie, Compet de Octombrie. Și atunci i-am trimis-o domnului profesor cu rugămintea să o includă în revistă. N-am făcut altceva decât să fiu un liant între dumnealui și fostele mele colege, fosta mea elevă, Maria Simota, care a fost și eleva domnului profesor, iată o experiență interesantă. Doi profesori pentru un olimpic național. Da. Și practic am fost mai mult un fel de intermediar, să zicem așa, între foste elevi, foste colege și domnul profesor. Îmi pare foarte bine să vă revăd. Am foarte mari emoții. Îmi spuneam și adineaul laterals că de fiecare dată când mă întorc acasă am cele mai mari emoții. Mă întorc cu recunoștință către dumneavoastră, pentru că liceul acesta m-a format. Eu sunt produsul acestei școli și vă mulțumesc tare mult că m-ați îndrumat și că m-ați susținut și că m-ați sprijinit și că m-ați acceptat și m-ați suportat și vă cer iertare pentru toate inadvertențele și în calitate de fostă colegă și de fostă elevă. Și mă bucur mult să-l văd pe domnul Roman. Astăvară am fost la Muzeul Orsay din Paris și vreau să spun că chiar cu gândul la dumneavoastră m-am gândit. Mi-am adus aminte de orele dumneavoastră de desen, când le povesteați în timp ce desenam, întotdeauna despre picturile de la Muzeul Orsay și despre picturile din Muzeul Louvre. Și exact când eram la secțiunea cu Van Gogh, fix atunci mi-am adus aminte de dumneavoastră și de felul în care ne povesteați cu albumul în mână. Pentru că atunci nu exista atâta tehnologie. Și vă felicit din suflet. Nu pot decât să admir talentul dumneavoastră artistic deosebit și unic. Vă felicit, domnule profesor. Ați văzut și poarta Iverului, nu? Da. Am și trecut prin ea. Da, vă mulțumesc încă o dată. Vă felicit. E un demers amplu. E un eveniment deosebit. Și la mulți ani, Colegiul Național Eudoxie din Italia. Acum că sper că este clar pentru toată lumea în ce fel am realizat artul peste timp, cu ajutorul colegilor de limba franceză, apoi am legat generațiile prin limba germană, unde dacă veți avea curiozitatea de accesa linkul nostru, veți vedea și un interviu al
absolventului Cosmin Țugui din generația 2022 și apoi avem aceste articole ale acestor tineri care încă nu au terminat liceul, mai au de parcurs drum cu noi și în mod sigur ei reprezintă viitorul. Avem trecutul, prezentul și viitorul, avem totul pe revista noastră. Samuel, zi lingui? Noi aveam de gând să facem și, efectiv, să aducem și să proiectăm, însă era foarte păcat să stricăm atmosfera aceasta foarte, foarte deosebită a domnului profesor cu tehnologia. Și așa că am ales doar să discutăm despre și să vă invităm să accesați link-ul pe care o să-l trimitem și pe PGP. Da, link-ul revistei digitale AstroTimes, apoi astrotimes.wordpress.com, având în vedere că e o revistă la început de drum, nu a fost numai decât un buget foarte mare, așa că am lucrat cumva cu WordPress practic gratuit și am construit secțiuni, am făcut totul să fie, să se rezolve. Vă rugăm doar să ne dați un feedback pozitiv și un like pentru a putea urca pe pagini principale. Mulțumim frumos! Ce rezultare! Vreau să spun că am urmat să citez un autor din secțiunea franceză, Ana Maria Bobian, specialistă în comunicare cu studii serioase în Franța și nu numai. Actualmente lucrează la o multinațională și este specialist în comunicare. Iertare că am uitat să citesc. Mulțumim frumos! Către final, cum audio au recitat de liru, interpretat de Eva Maria Molea.
participare la festivitatea noastră și dau cuvântul acum oricărei persoane care dorește să transmită câteva impresii și mai apoi să se adune toată lumea pentru o poză finală. Și să servești în pahar de sare. Stimată asistență, stimați colegi, prieteni și dragi colegii mă cunosc, dumneavoastră mai puțin. Ioan Crețu mă numesc. Am predat cea mai frumoasă disciplină de relația fizică. Am să cred în partea asta, nu vreau să vă spune. Dragii mei, sâmbătă am făcut apelul. Și mi-a lipsit o persoană importantă, prieten, fost director al CEU-ului, în prezent director al Institutului de Național Politică. Am rămas dator cu această plachetă. De asta am vrut numai decât să mă dau și mie. Dar înainte de acest lucru vreau să vă spun, m-am minunat de câți copii deștepți. M-am minunat când am citit revista în 2-3 ore, chiar tot, și am spicuit acolo, de un copil Cosmin Ciugui. Ce interviu putea să ia unor personalități, președintele Academiei, dar m-a impresionat curs. Și nu numai atât. Colegilor mai tineri, care mereu am văzut acolo scris, profesor doctor. Când am ieșit eu la pensie, erau mai puțin. Domnul Aru, Corvin Dejenaru, colega mea și dulcea mea prietenă, Bazica, care le spun bine. A apărut domnul Marcel în doamnă. Dar acum sunt așa din mulți, că mă bucur că sunteți profesor doctor. Mie nu mi-a ajutat Dumnezeu, dar probabil în altă lume voi ajunge. Și acum, dragii mei, să vă spun despre ce este vorba. S-a lansat această pachetă, deci până acum au fost nedate. În 1972, 100 de ani, deci centenarul liceului, în 1997, 125 de ani, al liceului Ortodox Ruzan. Și aici vreau să spun, de asta am spus colegul meu, director care mi-a fost și prieten. M-a ajutat foarte mult la scoaterea acelei medalii făcute la moneteria statului. Și vreau să vă spun, dumnealui am mers din casă în casă, din societate în societate, chiar uneori am fost umiliți de o persoană mare, după aia, deci persoana orașului, a municipiului, mi-a zis, plecați că eu încă nu am elev la Ortodoxul Ruzan. Și am ieșit cu domnul Marian, dar exact ca în timpul ăla era un detectiv Colombo. Mă întorc și spun, domnule drag, dar chiar nu ne dați nimic pentru a sponsoriza 125 de ani? Și atunci cum stătea la birou, scos o foaie de hârtie, domnule, n-am mai văzut ca dumneata. Și scrie pe foiță, dați-i produse de la Carmangerie de 300 de lei. Am ieșit, am dus cu domnul director, am luat produsele, le-am adus la școală. Ei, vedeți, așa se făcea atunci treaba. E drept că nu s-a mai putut face la 150 de ani. Am vrut foarte mult să fac lucrul ăsta. Pentru care am promis atunci că am să scot această pachetă. Și am reușit cu 3 pensii și jumătate. Gândind că am să fac eu cumva să scot pensii. Dar între timp am mai apărut o comandă de 100 de lucrări
și mi-era frică să-i spun și cei mele ce mi se întâmplă. Dar în momentul când a dat telefon de la Bacău că a sosit în bană pachetele, a trebuit să-i spun că trebuiau pregătit. Vă dați seama, așa cum spunea acum ea doamna profesoară Carmen Andronache, sunteți obosiți. Dumneavoastră sunteți obosiți pentru ce ați făcut. Eu m-am obosit nedormind noaptea. Ce am să fac? O chestiune care este într-adevăr. Mă mai gândeam acum, înainte de a-i oferi o medalie, placheta domnului director, Olaru, acești copii care am auzit aici și i-am citit în seara aia, imediat după 100 de sărbătoare, merită o medalie. Pentru asta rog, n-am să pot cu copii, am să pot ajuta cumva. Dar rog pe domnul director, profesor, care am greu să fiu pe de ce? Să vorbesc cu Dumnezeu. Nu a fost parte, deci nu a spus. Dacă o să puteți, să faceți cumva, să găsiți un sponsor, să-i ajutăm pe toți care au fost scris în acest reviste. Și eu aduc și eu o pensie, pe care o pensie. O pensie cum mare, de vreo 3.800 de lei. Da? Vă rog. Și acum, îi ofer domnul Mariana Lara, v-am spus, pentru ceea ce a făcut împreună cu mine și cum m-a ajutat și cum am dat să împreună. Pentru ceea ce a făcut pentru societatea, pentru cultură și literatură română, Bucovina, a fost secretarul societății și o bună bucată de timp, dar iar acum, la noi, la alegeri care l-am avut anul trecut, este și vicepreședinte al societății. Dacă domnule director, domnule profesor, doctor, vă rog să primiți această plachetă. Unul din cei mai buni prieteni, e greu să găsești un prieten. Poate mult spune, în ce ți-ai găsit Olteanu? Olteanu este mai bucovinean decât bucovinean. Vă supărați dacă spun asta? Nu vă supărați, pentru că și eu sunt pregățat. Și mă zic, bun copilean, da, da, mulțumesc. Dacă mai aveați nevoie de încă un moment în care eu să vorbesc, iată. Mulțumesc și să dea Dumnezeu să ne întâlnim la 175 de ani cu altă plachetă. Am promis. Eu n-am să mai te fi, dar din de fi, am să vă urmăresc. Vreau să vă spun că această plachetă a mai fost abordată. Domnului director, Puiul pentru Colegiul Național de Jurisprudență. Domnului profesor Roma, care este, vedeți, un mare succes. Este un compozitor, ceea ce vedeți aici, deci trebuie să ai idee să compui. Și pentru dragostea pentru, pentru Puiul, pentru a cultiva această presență, am mai oferit astăzi domnului Irenescu, care a fost alături de domnului Mulamului, domnului preasfințitului Damaschid Dornean. E drept, sponsorizările le-au făcut Marcel Mugureanu, Corvin, Vejenaru și vă rog, vă iertați pentru așa și domnul director, vă rog să găsim niște sponsori să-i primim de aici. Da? Mulțumesc tare mult! Rămâneți! Și voi acolo și de acolo, cât ținim peretele, putem să ne rugăsim, da? Toată lumea, hai să spunem, hai, acolo facem o poză din lucru.